6 milenii de istorie scrisă în aur, pagini din trecut care ne apar în cea mai strălucitoare formă, sculptate în cele mai nobile dintre metale. Comori neprețuite din aur și argint, aflate în Tezaurul Național al României și în colecțiile altor 10 de muzee din țară, au fost reunite într-o expoziție care fascinează privitorul. Timp de 4 ani, expoziția Aurul și Argintul Antic al României a călătorit în 10 de orașe ale țării, pentru ca privitorii de pretutindeni să afle că cei care au locuit pământul de astăzi al României, din Neolitic și până în Antichitatea Târzie și Evul Mediu Timpuriu, au lăsat în urma lor un patrimoniu a cărui valoare nu poate fi măsurată. Fie de au fost traci, geți, daci, romani, greci, sarmați, goți sau huni, acești oameni ai trecutului au avut un cult al frumosului, o măestrie a artei orfevrăriei și un prestigiu dat de podoabele care îi acopereau uneori din cap până în picioare. Sunt peste 1000 de artefacte a căror strălucire nu lasă să se vadă trecerea nemiloasă a timpului. Sunt piese din tezaure celebre, precum brățările dacice, tezaurul din Agigheol, tezaurul de la Pietroasele, tezaurul de la Apahida și chiar tezaurul de la Perșinari, care este iată din nou acasă în județul Dâmbovița. Fiecare dintre aceste tezaure are propria poveste învăluită în mister. Unele au fost puse sub puterea vreunui blestem, au fost jefuite din contextul lor, prădate, vândute și recuperate apoi ca printr-o putere nebănuită care le protejează. Comorile României își spun istoriile lor mai impresionante ca orice legendă.